Președintele PCRM Vladimir Voronin a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Ungariei în Republica Moldova Matias Siladi. Subiectul pus în discuție de cei doi s-a referit la situația politică din Moldova și din regiune. Îmi exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu situația care s-a creat în jurul integrității și independenței Moldovei în contextul acțiunilor antistatale ale autorităților moldovenești în contextul realizării în comun cu forțele politice din România vecină a unui proces de anihilare a statalității Republicii Moldova, a declarat în cadrul întrevederii, liderul comuniștilor. Părțile și-au exprimat convingerea că Moldova, în pofida greutăților prin care trece, va păstra statalitatea și independența sa, iar relațiile bilaterale dintre Ungaria și Moldova vor fi consolidate și se vor dezvolta. Tot astăzi Vladimir Voronin s-a întâlnit cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova. Părțile au abordat chestiunile actuale din sfera social-politică din Moldova, precum și din Ucraina. Vladimir Voronin a menționat că speră pe de soluționarea politică a tensiunilor care au izbucnit în Ucraina pe un final pozitiv și în interesul poporului ucrainean a situației din statul vecin. Sergei Piroșcov și Vladimir Voronin au mai examinat consecințele periculoase pentru independența, integritatea și stabilitatea atât a Republicii Moldova cât și a Ucrainei care ar putea surveni în viitorul apropiat în urma declarațiilor irresponsabile și a acțiunilor forțelor politice și a reprezentanților puterii din România în raport cu pretențiile teritoriale față de Republica Moldova. Moldova. Cei doi au recunoscut că acțiunile unioniste ale României, sprijinite și aprobate de elita politică moldovenească, pun în pericol stabilitatea în regiune. La finele dialogului, părțile și-au exprimat speranța în legătură cu menținerea stabilității în regiune, precum și cu dezvoltarea și consolidarea în continuare a relațiilor dintre poporul Ucrainei și Moldovei.